Vă salut prieteni, revenim la subiectul echipei naționale. Ultimul meci, 3 din 3, înfrângeri, am jucat ca niciodată și am pierdut ca întotdeauna. Cam așa s-ar rezuma meciul, rezumatul într-o propoziție al meciului de aseară. N-am filmat imediat după meci că am vrut să stau să văd reacțiile oamenilor de fotbal, să văd conferința de presă a selecționerului, să văd declarațiile. Am mai citit și dimineață puțin prin ziare ce a apărut și părerile ca întotdeauna sunt împărțite, dar marea, marea majoritate a celor care își dau cu părerea, ne arată o dezamăgire foarte, foarte mare, o supărare și niște păreri care, din punctul meu de vedere, unele dintre ele sunt lipsite de argumente. Ori din, din dorința de a unor oameni care sunt în momentul de față în afara circuitului de a se băga în seamă, cum să spune, altora că au un anume interes de a vorbi. Sunt foarte puțini care sunt, n-aș spune, corecți. Sunt lipsiți de absolut orice fel de interes de în a expune părerile. Și din păcate asta nu, nu, este, nu este bine pentru că oamenii ăștia sunt formatori de opinie care lucrează pe la televiziuni, care scriu în ziare. Sunt oameni care influențează foarte mult și atunci ar trebui părerile lor să fie în primul rând argumentate foarte, foarte bine și lipsite de orice fel de interes. Ceea ce cum se întâmplă și în societate, se întâmplă și în sport, și în fotbal în special. Sunt interese multe, interese mari din toate părțile și atunci ca în fiecare Aparține de un grup de interese sau de, de un grup care vrea să-și impună punctul de vedere. Și atunci, ce este cel mai ușor, să transmită la cei care vorbesc, care au vizibilitate sau cei care scriu și sunt văzuți. Și să creează, așa, presiune. Să creează o idee, să creează un curent de opinie pe care marea majoritate a cititorilor, a privitorilor îl îmbrățișează. Și atunci să merge pe ideea asta, e cam cum e cu caruncă ca unul o piatră într-un lac și restul să chinuie să o scoată. Așa, și aici. Acum e normal să fie supărare, să fie tristețe. Dar eu am mai spus-o și o repet. Bă, asta nu e valoarea. Atâta putem multe. Meciul de seară. Ce să le reproșeze aseară? Bă, au avut ocazii în prima repriză. Au avut ocazii. Au făcut pressing. Au... Mirel, selecționerul Rădoi, spune că s-a respectat în mare ceea ce li s-a cerut. Acum că nu o bagi în poartă, Că îți creezi ocazii, e un bucurător și e bine. Bă, dacă nu o bagi în poartă, nu mai e vina lui Rădoi. Să și spune că bă, antrenorul antrenează echipa până în ultimii 20 de metri. De acolo, de la 20 de metri spre poartă, intervine calitatea jucătorilor că poate să facă un dribling, că are o execuție, că gândește repede, ia decizia repede. de și atacanții în general sunt foarte bine plătiți. Pentru că ăștia marchează, fac diferența. Sau jucătorii care fac diferența sunt cei mai bine plătiți. Ăștia aduc spectacol, nu? Marchează goluri, vând abonamente, vând tricouri, vine lumea la stadion să-i vadă și atunci ăștia produc, în, așa mai pe scurt, ăștia produc și spectacol, și bani, și marketing, și publicitate, și ce vreți voi. Noi nu avem un jucător de ăsta. Nu avem unul care, bă, să zici, uite bă, ăsta e sculă, e top, joacă în primele cinci campionate din Europa. Joacă meci de meci. Îl ai pe Alibec, care iar Alibec, aseară, mie personal, mi-a plăcut și n-am înțeles schimbarea lui. Cum a gândit-o gândit, -o, cum a gândit -o selecționerul. Mi s-a părut că a fost unul dintre cei mai activi tricolori în prima repriză și chiar și-a creat câteva situații de a marca a fost în câteva situații în care putea să îi se paseze și nu i s-a pasat pentru că purtătorul balonului a luat altă decizie, a avut un șut la colțul scurt după un dribling bun, o intercepție, un pressing în... la 20 de metri de poartă, vreau să spun treimea adversă și da, o iau pe urmă pe urmele lui Badea o un pressing bun, să recuperează mingea, driblează în careu și dacă dă colțul lung, părerea mea e că nu mai poate interveni portarul ăla. Lovește mingea prost și dă la colțul scurt prost. Dar iar ce am remarcat, nu mai dă din mâini, era singur în fața porții la o fază, să îi paseze Maxim, dacă nu mă înșel, Maxim alege altă soluție și să uită urât așa un pic că e normal, nu? Dar nu mai gesticulează cum făcea înainte. Mie atitudine la maxim, atitudinea mi s-a părut bună, iar. Și repet, n-am înțeles schimbarea. Dar normal că după margine de la televizor e mult mai, mai ușor. Nu știi ce a pregătit rădoi, nu știi ce s-a lucrat la antrenamente, nu știi care a fost ideea, Cert este că în a doua repriză și odată cu schimbările, cu apropierea de finalul meciului, România a arătat din ce în ce mai rău. Iar cei care au intrat n-au adus, nici măcar n-au putut să mențină ritmul și presiunea aia care au pus-o în prima repriză. Din contră, a scăzut nivelul și a început Austria să ne să ne împingă cât mai mult spre poarta noastră, ceea ce până la urmă a sfârșit și prin marcarea unui, unui gol. Mai mi-a plăcut bancul, dar la fel, ultima pasă, ultima centrare, finalizare, faza ofensivă mult mai bun decât Camora, că acum Camora, ei doi sunt concurenți pe post. Și mai bun decât Camora, și pe faza, pe faza defensivă, în apărare, chiar dacă, după părerea mea, are parte de vină la golul marcat de Austrieci. Și uitați-vă la, la rezumat și o să înțelegeți și de ce spun lucrul acesta. Atât că îi lipsește, ajunge acolo, face efort, ajunge în situația de a finaliza și finalizează prost sau în loc să alege soluția greșită sau soluția mai complicată. Îi lipsește ultima pasă, îi lipsește precizie la centrare, îi lipsește precizia la ultima fază, ceea ce la un jucător de echipă națională te aștepți să, să o aibă. Mai ales că el a jucat și mijlocaș, care are o tehnicitate, spun eu, peste media unui fundaș dar iar este îmbucurător că ajunge acolo. Că dacă dădea și centrare de o la lui ăla pe căpățână, sau dădea colțul lung ca Roberto Carlos, nu mai era la Craiova și probabil că îl naturalizau alții prin vreo altă țară. Așa e român al nostru, mulge vaca, umple găleata și dă cu copita. Să varsă găleata în moloz, în grajd. Maxim Binișor, început prost de meci, Mitriță spectaculos la centru terenului, la 40 de metri de poartă, mai scoate cât un om din joc, dar ineficient. Nu, practic nu prea produce nimic. Parcă l-am văzut acum păstrăm proporțiile cu un mare plus pentru Mitriță. La unele faze parcă îl vedeam pe Fabrini la Dinamo, care driblează numai înapoi spre poarta lui. Așa și mi-a avut în care eu la un moment dat să-l ia pe la 1 contra 1 dezavantajul că piciorul stâng e doar pentru ambreiaj. O ia pe dreptul, e previzibil să pune ăla în fața lui și dita ne mai nami la fundașul austriac, cade, se lovește de el ca de zid. Cade în careu, bine că nu cere penalti și aia că îi dădea și galben pentru, pentru simulare. Cu toate că a fost contact, dar intră el cu fața, cu capul, cu, intră în namile aia de fundași. În rest, Burcă joacă trei meciuri din trei, neașteptat, dar și din cauza faptului că acolo la nivelul fundașilor centrali, nu sunt soluții. Dragoș Grigore accidentat, Chiricheș accidentat, bălașia joacă și el e convocat ultimul ca variantă de rezervă după ce să renunță la Nedelcearu că trebuia să semneze și el cu altă echipă și pleacă din cantonament. Deci practic și niște factori externi care au influențat atât componența lotului cât și nivelul de exprimare, valoarea jucătorilor convocați. Acum cât ar fi Chiricheș de rezervă prin Italia, prin Anglia, pe unde a mai jucat el, pe unde a mai fost, nu pot să-l compar pe Chiricheș cu Bălașa și cu Burcă. Dragoș Grigore, chiar dacă unii mai râd, unii mai îl iau peste picior că a jucat la Cămile, că a jucat prin Bulgaria, că a jucat pe nu știu unde. Totuși, un jucător care își face treaba acolo. Și un jucător care la meciul tur chiar a marcat. Deci, cam asta e. Am văzut acum dimineață, dar apropo că mi-am adus aminte, statistică cu ce a făcut Hagi. Păi ce să facă Hagi? Că a jucat puțin a pierdut nu știu câte minci, că e o presiune și aici și datorită numelui și și-a atras foarte multe antipatii și dușmănii și datorită declarațiilor care mult mai celebrul său tată, Gică Hagi, le-a făcut tot timpul la adresa lui Hagi Junior. Și asta a deranjat și iată că ajunge să fie criticat și când joacă 20-30 de minute. Dar a mai avut și reacția după meciul, din, după meciul cu Norvegia sau după meciul cu Islanda, nu mai țin minte exact. Că alergă câte 3-4 minute după mingie și când o are ce să facă că e obosit și nu mai are suflu și scoate un faul. Și asta a fost întoarsă pe toate părțile, a fost interpretată ca un atac la adresa lui Mirel Rădoi. Chiar Rădoi în următoarea conferință de presă premergătoare declarației lui, după declarația lui Ianis Hagi răspunde. Aseară iar intervine Rădoi fiind întrebat dacă există ceva între el și Hagi, și spune că nu, că nu are ce să existe, că până la urmă el e antrenorul, Hagi jucătorul și au reglat lucrurile astea, dar sunt lucruri care afectează și care sunt discutate. Cred că dacă spune alt jucător ce a spus Hagi Junior, nu cred că era atât de mediatizat. Spunând Hagi, având și Hagi Senior o intervenție de 20 de minute la un post, de sport. S-au legat lucrurile și toată lumea a văzut-o ca un, ca, un, ca un, atac la, la, adresa lui Rădoi. Rădoi care în nenumărate rânduri a declarat că numărul 10 pentru el e Hagi, că are încredere, că e un jucător. Eu l-am văzut pe Rădoi ca un mare susținător al lui Ianis Hagi. În rest, de ac, în nota obișnuită, iar seară, iar mi s-a părut un, nu știu, un, un, început prost de joc pentru el, emotiv, are mingea la un moment dat pe la 16 metri, vrea să paseze, să răzgândește, o dă la adversar, pe face faul din spate. Aseară am avut confirmarea faptului că, sau confirmarea nereușitei, lui Deac în campionatul Germaniei. Că practic Austria e o națională secundă a Germaniei, cu jucători care marea majoritate joacă în Germania, Austria o țară de același profil care mai rămân pe acolo ca Germania, cu două, trei echipe bune, dar am văzut diferența aseară între un deac din campionatul României care cu tupeu tot timpul, cu personalitate, pune presiune, faultează, vorbește mult în teren, ajunge să finalizeze și evoluția de seară, care personal mi s-a părut ștearsă. Întâlnind niște jucători, că practic aici se rezumă totul la duelul 1 contra 1, niște jucători la, la fel de bine pregătiți fizic ca el, sau chiar mai bine pregătiți sau mai, un pic mai tineri cu un plus de viteză, un plus de experiență că ăla fundașul la stânga joacă săracul un pic prin Germania, pe la Bayern München, pe unde o mai fi jucat și atunci nu mai poate să-i domine fizic atât de ușor cum face în România. Și neputându-i domina fizic, alerga mai mult ca adversarul, să pună presiune mai multă pe adversar, automat că atinge mingea de mai puține ori, e mai în presiune, e tot timpul adversarul aproape de el, iar pe faza de atac e nevoit el să facă un efort mai mare ca să se țină după ăla. Și atunci nu mai iese în evidență. Fundașii centrali. Mai bine ca la ultimele partide, asta o arată și scorul, iar cu improvizație, cu burcă, cu bălașa, cu astea din cauza subțirimii lotului. Pușcaș să zbate și el intră pe finalurile de joc, încearcă să facă ceva, cheșerul nu mai marchează cam de mult timp, dar nici nu prea joacă. Cam asta Ăștia suntem. Manea, după o pauză îndelungată, a jucat și n-a jucat. Asta ne e valoarea. Chiar am citit și spunea cineva că suntem... Uite, îmi pare rău că nu mai mi-aduc aminte exact cine. Că suntem cu jumătate de crampon mai bun decât insule Feroe, Malta, Gibraltar. Ca au început și ăștia să mai ia cât un punct, să mai câștigeți. Asta e realitatea, nu trebuie să să fim supărați. Aici suntem, aici am ajuns, nu mai trăim din istorie și din amintiri. Mai m-a deranjat la conferința de presă că v-am spus că am stat să urmăresc toate intervențiile ca să fac și o discuție așa după. Bă, nu poți ca cât, indiferent și 15 ani dacă ar avea Mirel Rădoi sau dacă e mai mic ca tine, ca vârstă și tu eziarist. Ba, nu prea poți să, până la urmă, e selecționerul România, că nu prea poți să-l iei la mișto așa cu, bă, măi nene, domnule sau domnule rădoi, dar ai avut sânge în instalație? Astea cu sânge în instalație și cu, bă, bă, ai biluțele tari și nu sunt de conferință de presă. Astea sunt între prieteni, sunt miștocăreli, sunt că toți au amendat și nervozitatea selecționerului. Păi e normal să fie nervos după trei meciuri în care ai luat o bască de goluri și -ai, aproape că n-ai ajuns la poartă. În primul meci n-ai ajuns deloc, în al doilea ai ajuns, aseară ai ajuns. Dar fără să marchezi, e greu. Normal că e nervos. Să a început să vorbească de înlocuitor, de demisii, de cine o să vină. Nu poate să fie bucuros. Și e greu să vii după într-o săptămână trei înfrângeri să fii cu zâmbetul pe buze și le, să le răspunzi tuturor cum vor ei practic să... Dar de aici până al întreba dacă are sânge în instalație sau dacă a avut sau de ce nu mai are, e distanță mare. Adică că ține și de profesionalism și de respect până la urmă. Chiar dacă, repet, Poate până acum a dezamăgit ca selecționer al echipei naționale, mari, și e tânăr. că adică nu era scuzabilă intervenția asta nici dacă venea din partea domnului Ioan Ițoaia, care are ani în presa scrisă și în presă și în televiziune cât are de viață rădoi, poate. Cu atât mai mult așa de la nu știu cine. Dar, așa cum am mai spus-o, asta e ceea ce ne place, ceea ce se caută, ceea ce vinde și atunci oamenii se adaptează ca să unii să se pună bine pe lângă șefi, alții să păstreze locul călduț, alții că atâta pot și asta e. Noi rămânem noi suporterii, rămânem cu dezamăgirea rezultatului până la urmă. Noi nu avem nici de câștigat nimic. Dar pierdut pierdem doar timpul, că ne uităm la meci și că ne enervăm. Sau ca, nu știu, poate consumăm un par de apă în plus în timpul meciului. Nu e ușor nici pentru fotbaliști, vă dați seama, nici ei nu vin acolo să piardă. Iar că sunt selecționați, că am mai citit. Doamne, că ia selecționa. Păi, bă, selecționează și rădoi cam pe cine are. E exact cum tot văd că scriu unii și alții, domne ce salariu are ăla. Mă, păi el, impresarul jucătorului sau jucătorul cere. Dacă clubul acceptă și dă, asta e, nu e vina jucătorului. Pe urmă, că nu joacă în campionate puternice sau că nu joacă, da. Și aici e altă discuție de strategie, de antrenor, de tactică, dar din moment ce te ia un club și îți dă un salariu, înseamnă că te ia să joci. Pe că nu poți să te impui tu, sunt diverse cauze. Poate n-ai valoare, poate nu te acomodezi, poate o iei razna cu capul, poate te îndrăgostești și trebuie să te antrenezi mai mult cu iubii în dormitor decât cu colegii pe teren și așa mai departe. O lună tristă, o lună cu trei înfrângeri din trei, cum cred că n-a mai fost de mult timp pentru echipa națională a României, dar în momentul de față asta nu este valoarea. Ăștia sunt fotbaliștii, ăștia sunt antrenorii, ăștia sunt conducătorii și mergem înainte. Ce să facem? Nu putem să schimbăm totul de la A la Z. După părerea mea, Rădoi trebuie să continue, să-i să dea timp, să vedem și următoarele meciuri și la finalul campaniei asta cu Liga Națiunilor, să se ia o decizie, să se pună la masă toți, cu Stoichiță, cu Burleanu, cu cine mai decide pe la Federație, Mirel Rădui, și să vadă punctele bune, punctele minus, proaste, există șanse de progres, ce progres estimează, și cum a preluat Naționala și cum a fost în meciurile cu el antrenor, și să se ia o decizie cu date statistice, cu nu, coeficienți, cu ce jucători au dezamăgit, care n-au dezamăgit, ce să vrea, să vrea calificare indiferent de situație, să vrea întinerirea echipei naționale scheletul celor de la tineret care au fost la campionatul european între primele echipe. E mult de discutat și sunt multe discuții și multe Pot fi multe soluții, dar trebuie să așteptăm. Nu uitați că lângă butonul Abonează-te, ai și un buton care scrie pe el Alătură-te și puteți să verificați acolo despre ce este vorba, iar cei care pierdeți timpul să mi scrieți și un mesaj, dați și un click pe Abonat. Abonare, că vreau să ajungem la 10.000 până la sfârșitul lui decembrie. Nu uitați, fiți bune azi, fiți buni mâine, că până la urmă, Vom bate și noi pe cineva. Și toate cele bune. Rămâne sănătoși.